Nu trebuie să ne îngrijorăm când vedem că mercurul din termometre urcă până la 38 sau 39 de grade Celsius în aceste zile, pentru că e normal să fie așa. Nu o spunem noi, o spun meteorologii craioveni. Este adevărat că în alți ani s-au atins valori maxime de temperatură care au depășit 44 de grade. E vorba de luna iulie 2007 și că în acest an cea mai mare temperatură înregistrată până acum a fost de 39,4 grade, înregistrată la Calafat în cursul zilei de ieri, deci deocamdată n-am atins 40 de grade. Nu sunt temperaturi așa de departe de valorile normale, pentru că iulie și august sunt cele mai calde luni ale verii în Oltenia și fără căldura verii, am spus-o de multe ori, foarte multe lucruri nu ar fi așa de bune cum sunt, pentru că căldura verii produce coacerea grâului, coacerea fructelor. În următoarele 9 zile se vor înregistra în Oltenia temperaturi maxime de 36-37 de grade Celsius la orele amiezii. Vremea se va schimba însă începând cu 29 iulie, când vom avea parte de ploaie. În noaptea de 28-29 și data de 29 așteptăm ploi cu caracter local în Oltenia și apoi așteptăm ploi cu caracter local în noaptea de 12-3 august și în data de 3 august. Este posibil ca aceste ploi care vin să aibă chiar și intensitate ceva mai mare. Luna august se anunță la rândul ei una relativ călduroasă, dar cu temperaturi maxime care nu vor depăși 33 de grade Celsius.